Bună, Răzvan! Bună, Andreea! Avem și un joc. Încep cu întrebările. Ești pregătit? Da, hai! Ai venit pregătit! Care e primul lucru care îți vine în minte când auzi cuvântul schimbare? Dezastru. Nu. Tigaie. Nu. Carieră. Carieră? Succes. Radio. Nu, tigaie. Tigaie, rămâne. A fost cea mai dramatică, da. De ce? Pentru că am ajuns în bucătărie și nu mă gândeam că o să fac asta vreodată și am descoperit că am un oarecare talent pe care am început să-l exersez fără să am o pasiune pentru gastronomie. E întrebarea care mă încalcă pe nervi cel mai tare. Cum s-a născut pasiunea ta pentru gastronomie? N-am nicio pasiune. Îmi place să gătesc, gătesc bine și cam atâta. Și cred că sunt foarte mulți bucătari care n-au nicio pasiune pentru gastronomie, dar știu să facă treaba asta foarte bine. Mie îmi place să mănânc, dacă... E în interior. Da, nu, știu, și mie. Dar, și ție, nu? Dar nu când gătesc. Am înțeles. Deci asta a fost schimbarea care te-a marcat cel mai tare. Da, era într-un fel cea mai puțin așteptată, din toate punctele de vedere. Nu m-aș fi văzut niciodată făcând chestia asta. Ce ai învățat din experiența asta? Mă gândesc că s-au așezat niște lucruri. Am învățat ceva ce știam de la radio. Nu e important cum te simți tu când faci lucrurile alea. Nu, oricum, nu-i pasă nimănui dacă eu sunt vesel sau trist la radio. Toată lumea crede că eu sunt vesel. Nu mă trezesc bine dispus, nimeni nu se trezește bine dispus și în niciun caz nu te trezești la 5 ca să te duci să fii sufletul petrecerii începând de la 7 la radio. N-ai nicio șansă. Dar îți revii pe parcurs, totuși. Îți revii și da, îți adun mintea astfel încât să poți să livrezi acel discurs care să nu transpire în niciun fel. Faptul că ești obosit, supărat, că nu ai nici o urmă de inspirație în dimineața și că ai vrea să dormi. Se numește profesionalism. Probabil, dar oricum e mai mult decât atâta, pentru că nu e ca și cum ai avea ceva de citit sau trebuie să fii pe fază. Și la fel în bucătărie. Nu execuți mecanic, nu ești un aparat de cafea. Ai băgat pastila și dă drumul și curge cafeaua bună. Trebuie să fii acolo, atent, cu simțurile, cu gustul, să impregnezi cu bucurie. Și voiai să primești și feedback de la cei care... Aș fi fost drăguți din partea lor. Da, să-mi dea și feedback, dar nu venea întotdeauna, nu știi, mai ales la radio, nu știi. La bucătărie vezi că vine farfuria goală și ai un feedback. Da, invariabil. Hai să vedem următoarea întrebare. Ți se pare important să fii deschis la schimbări în domeniul tău? Sau în domeniile tale, pentru a ai activat mai multe domenii? Da, în principiu trebuie să fii mereu alert și să te gândești că vine dușmanul din urmă sau că oamenii schimbă gusturile mai degrabă. Ăsta este dușmanul. La un moment dat, lucrurile care sunt importante pot deveni brusc irelevante. După cum vezi că discuția publică se duce spre niște chestii puerile, din când în când avem alte lucruri de vorbit. Și atunci, da, trebuie să fii întotdeauna capabil să duci subiectul acolo unde sunt oamenii și să îl pui în acord cu ceea ce îi pasionează pe ei. Până la urmă, provocările pentru tine în fiecare zi sunt foarte mari, pentru că tu trebuie să fii interesant în fiecare zi, nu? Atunci când ești la radio, să ții ascultătorul acolo. Da. Cred că asta e una dintre provocările mari, să fii relevant și interesant. Da, și să îi convingi pe oameni că te gândești și la ei, nu doar la lumele tale sau la felul tău de a vorbi lumea. Într-un fel, trebuie să atingi punctul lor de referință și de asta e puțin mai complicat să faci în fiecare zi acest lucru, pentru că te consumă foarte mult. Să încerci să îți imaginezi ce li se întâmplă oamenilor și mai ales de ce ar avea ei nevoie. De-aia e aiurea să faci mâncare doar din capul tău. Trebuie să le știi și gusturile sau să prinzi spiritul momentului. E cam același lucru. Prin câte schimbări de carieră ai trecut până în prezent? Păi ar fi vreo câteva. Dar să spunem că am ajuns la radio, că iarăși nu prea mă așteptam, am fost o schimbare de carieră din viața unui leneș, student leneș, apoi am devenit om de comunicare, apoi am devenit bucătar, apoi am devenit om de televiziune, apoi am devenit om de radio la loc, dar am rămas bucătar. Ar fi câteva. Și ai scris și o carte. Și am scris și o carte, da, și încă are succes, ceea ce e minunat. Și cartea te-a dus înapoi la radio, nu? Asta este, vezi că toate lucrurile se leagă, da. Încă o întrebare, au fost schimbări radicale sau găsești ceva care leagă aceste momente din cariera ta? Un numitor comun. Da, e acest tip de inefabil, știi, care rămâne în urma ta, e amintirea unui moment
Și asta leagă și ceea ce fac eu la radio, pentru că oamenii nu-și mai aduc neapărat aminte fix ce am zis, nici eu nu-mi aduc aminte. Nu-și aduc aminte perfect ce au mâncat, dar rămân cu sentimentul că da, Răzvan, ai făcut o mâncare de neuitat. Sau da, Răzvan, am râs dimineața cu tine, nu mai știu de ce, dar mereu te pomenesc. Mulțumesc frumos, e suficient pentru un moment. Acesta e un feedback bun. E singurul pe care îl aștept, da. Mai avem un set de întrebări. Da. Ești pregătit, da? Întotdeauna. Care crezi că este cea mai mare schimbare prin care ai trecut până acum? Cred că transformarea în bucătar. Aia a fost cea mai dură. Și cea mai neașteptată, cu atât mai mult cât mi se părea că nu am ce căuta acolo, că mă chinuie, era destul de greu, dar a fost pentru mine o modalitate de a rezista atunci când au avut o perioadă proastă și aveam depresie, mă rog, se mai întâmplă în momente din astea, dar munca în bucătărie m-a ajutat să-mi ordonez mintea și să fac lucrurile chiar dacă nu voiam. Adică asta am învățat, deși știam de la radio, că și el conține un tip de disciplină care nu te lasă să faci ce ai vrea tu, trebuie să fii ceas în fiecare zi și atunci la bucătărie, având lucruri precise de făcut și având de obținut exact aceeași farfurie, exact același gust în fiecare zi, trebuia, indiferent cum te simțeai, să livrezi chestia aia. Lucru foarte bun, de altfel. La acel moment. Pentru că zgolește mintea. Trebuie să te concentrezi pe ceea ce faci. În acest moment al vieții tale ai mai putea face asta? Aș mai putea să fac asta, dar nu e ceva ce îmi place. Adică nu vreau să stau în fiecare zi nu în bucătărie. Nu, e o muncă foarte dificilă. Și nu vreau să stau închis pe patru pereți, vreau să mă simt bine. Îmi place să gătesc pentru oameni, mă simt bine, dar ce rutină începe să mă facă să-mi pierd răbdarea. Nu îmi place. De-aia la radio mă simt foarte bine, pentru că mă joc în fiecare zi. Ai subiecte noi, invitați? Da, sau pur și simplu mă ajută și pe mine. Adică munca asta de la radio mă ajută și pe mine să mă trezesc. Foarte des mă distrez și ajung și eu să mă surprind pe mine, pentru că încep să vorbești și asta îți dezgheață mintea dimineața. E complicat să fii simpatic dimineața. Cred. Reușești să vezi partea bună chiar și în cazul schimbărilor mai puțin pozitive? Păi, da, reușești. Ar trebui să faci genul ăsta de aikido cu realitatea, adică să pui jos dușmanul cel mare și cel rău, dar să o faci contraintuitiv, adică să folosești umorul atunci când situația e tragică. Este pe care am învățat să o fac când ai mei erau bolnavi și așa s-a născut o campanie de donare de sânge. Căutam sânge pentru tata și am inventat campania România are sânge de rocker, pentru că mi-am imaginat cum ar fi să amesteci oamenii și să le dai sânge și odată cu el să vină și alte preferințe, să preiai ceva din personalitatea celui care ți-a dat sânge și mi s-a părut foarte, foarte mișto și e o campanie care a mers foarte bine. Dar am reușit să transform un moment sufocant, da, într-o gură de aer proaspăt. Și mi-a plăcut foarte mult de mine atunci. Ți-a plăcut de tine, nu? Da. Mi se pare foarte valoros lucrul ăsta, mai ales când vine dintr-un astfel de moment atât de greu. Reușeam, e tehnica mea de a mă adapta unor momente grele și de a-mi folosi umorul, chiar dacă el nu sună deloc bine. Pare că sunt cinic, pare că nu sunt implicat, dar de cele mai multe ori fac să zâmbească și pe restul și reușim să ne detașăm și să facem mai bine față situației. Și până la urmă, prin această campanie ați ajutat foarte mulți oameni care aveau nevoie de sânge. Da. Da. Cum ai integrat toate schimbările de până acum? Au fost de folos? Au fost de mare folos, pentru că am învățat să devin un diehard. Am învățat să fiu Bruce Willis atârnat de marginea prăpastiei, care zâmbește într-o parte și mai spune o chestie extrem de spirituală, cum numai el a știut să o facă. De fapt, modelul ăsta cred că m-a impresionat. Întotdeauna am dorit să fiu supererou, dar la modul ăsta hâtru și puțin leneș cum sunt eu și să reușesc să fac figura aia frumoasă pe care doar în filme o vezi. Dar eu am reușit-o și în viața de zi cu zi, așa că e bine. Foarte frumos. Mai avem un set de întrebări? Te ții bine, da? Ce te-a surprins la direcțiile noi în care ai mers? Faptul că sunt extraordinar de bun. Și de arogant. Și de modest. Da. Faptul că, da, mi-au ieșit. În momentul în care eu însumi nu prea credeam. Sunt inamicul meu numărul 1.
nu prea am încredere în ceea ce fac și nu mă laud foarte mult pe mine atunci când îmi iese ceva. Dar da, faptul că începi să faci ceva nou și descoperi că există ceva care te leagă și e nevăzut de ceea ce faci, e extraordinar când îți iese. Nu neapărat că știi tu, dar primești aplauze de la ceilalți și e bine. Și când s-a întâmplat asta la radio, în bucătărie, când ai scris cartea? Și la radio, da. Da, fiecare lucru din ăsta, aia cu cartea, să spunem că făcea parte din lumea mea, dar cred că mai important a fost la bucătărie. Acolo chiar ai emoții. E mai probabil să nu-ți iasă. Și te-ai surprins tu pe tine cât de bine ai ieșit. Da, sunt extraordinar de bun. Iartă-mă că mă repet. Ce ai învățat pe parcurs din toate aceste experiențe? Păi am învățat să lucrez în echipă. Asta ar fi prima chestie. E mai bine, poți să te sprijini în momentele în care nu ești neapărat în formă. Și pe de altă parte am învățat să mă bucur. Eu când am succes intru în panică și mi se pare că nu o să reușesc niciodată să fac următorul pas care să fie măcar egal cu ceea ce am obținut până acum, dacă nu un pic mai bine, vreau să fac lucrurile și mai bine. Și că sunt așteptări tot mai mari, nu? Și da, și devin anxios. Ori, între timp, am început să mă bucur. Și este minunat. Nu știam că se poate, dar sunt foarte încântat că să mă uit la lucrurile pe care le fac și să mă bucur de ele. Păi se poate trăi și așa. Da, da, te poți obișnui și cu asta. Și cu binele. Da. Hai să te întreb și eu. Hai. Ce schimbare amând de ceva timp și de ce? Păi o să zic și ceva ce am amânat mult timp, adică să merg la cursuri de franceză, dar am început anul acesta. Oh, mon dieu! Oh. Oui, asta învățam până acum, glumesc. Și cred că aș vrea să fiu mai constantă cu mersul la sală și cu mâncatul sănătos. Să elimin dulciurile din viață. Și mai mult avocado și cale, da, da. Cale pe cale. Da. Cale pe cale. Acum întreabă-mă tu. Hai că te întreb eu. Îmi place mai mult când pun eu întrebări. De la 1 la 10, cât de gata de schimbare ești? Păi sunt gata, că nu am încotro. Trebuie să mă trezesc dimineața și să fiu pe fază și simpatic și eu și echipa mea.